În noaptea de 19 decembrie intră în vigoare noul mers al trenurilor. Potrivit unui comunicat al CFR Călători, trenurile zăpezii vor începe să circule din 11 decembrie către următoarele destinații montane: Valea Prahovei, Valea Dornei, Piatra Neamț și Petroșani. În zilele de weekend, biletele pentru călătoriile de pe Valea Prahovei vor avea reduceri între 31 și 56%. Este menționat totodată că în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2018, de luni până joi, biletele valabile la trenurile zăpezii vor fi reduse cu 25%. Vor fi introduse în circulație trenuri noi pe ruta București-Nord-Pitești și retur cu legătură în Curtea de Argeș. O nouă pereche de trenuri va circula și pe ruta București-Nord-Constanța și retur. Legătura cu Delta Dunării va fi asigurată de trenurile directe între Tulcea-Oraș, București-Nord și retur, care vor circula zilnic în sezonul estival. Acestea vor circula și în perioada de extrasezon, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.